Cuțitoi ăsta. Ăsta e cuțitoi. Așa e, zice la noi. Ăsta e cuțitoi, ăsta e costură de despicat, ce desfacem granița cu el. Și alea acestea acolo sunt maiuri de ce dăm pe ele. Multă lume ne-a filmat și i-am pus să tragă la cusetul aici. Hai că se cam pierde. Hai să păiesc ăștia ce mai fac, da? Este șugul ăsta să mă pierde cât de repede. Hai și cu barul ăsta, cred de la noi și noi trebuie să mergem să le cumpărăm de pe Moldova, că aici nu găsim, trebuie un special pentru așa ceva. Nu cu lemn nu merge, trebuie să mergem să-l cavă și să fie. Thank you.
deci nu mai molit de indicat. Brad, s-a mai făcut și din brad, dar bradul cam creapă, nu e bradul. Deci molidul e indicat, că e mai elastic și mai rezistent la fibră, e altfel, e mai gheasă, mai tare. Fag am avut să face șinghele, zice, nu dranise, șinghele. Era mai grosă, de fag. Deci bunicul o face din topor de fag. De stejar să mai face, dar stejarul e foarte greu de prelucrat. Mai faci pe o troiță, pe ceva. Cine vrea să facă pe o cruce de asta ce e la noi maramureșană, nu? Cam greu de găsit. Trebuie să știi, normal, bătrânii noștri, cine ne-a învățat pe noi cum se caută lemnul în pădure, mergeau în pădure unde era pădure de dos, să nu fie în fața soarelui, știi? Păi un nord, așa să fie, să nu fie pe ele. Și te uitai, ei cunoșteau când se uitau la lemn, care are ceva jarnău, cum zicea, pe mijloc, răsucit în stânga, nu în dreapta, că care în dreapta nu merge. Deci răsucit așa lemnul, știi, pe fibra lui. Te uiți să fie în stânga, nu în dreapta. Și îl căuta la rădăcină, chiar jos, aici. Tăia o bucățică și să fie ca sticla. Deci așa. Știi, să fie ca sticla jos, pe bucățică de atâta. Atunci dacă mergea la rădăcină jos, merge până la vârf. Să fie ca să sclipească. Da, să fie drept. Și să n-aibă noduri, să nu fie cioturi pe ele. Chiar indicat și l-a bătut, l-a montat și l-a făcut să fie verde. Normal, el și când îl bați, se bagă și se udă. Că dacă nu-l uzi, creapă. Deci ăsta îl bagi și, cum v-am zis mai înainte cu ieri, îl bagi în becomit acum, cum era. Becomit. Înainte să-l bați, da, îl pui la muiat acolo, să moaie, știi, și să face mai elastic și să și tratează. Păi rezistența lui, că, de exemplu, mai de mult, de-aia au rezistat mult dranița pe casă. Deci a fost o casă aici la noi, brev. A fost o casă, cred că și 60 de ani a fost dranița pe ea, da? Și când am spart-o noi încă a fost dranița, dar fumul, deci fumul cum era, că îți dai seama că aveau sobele, nu era ca acum centrale din astea. Ieșea fumul în pod și acolo a fumat slănina, cârnațul, ce avea, deci de la porc. Și fumul ăla a izolat toate șindrile aia de sus, deci dranița șindrile. O tratat-o, îți dai seama că foca fierul de tare. Ia asta la trei rânduri, că normal așa vine. Îți dai seama ce gros e aici în perete. Când vin toate tripăstolate, când se prind. Că normal. Da, ce taia, cum vine. Iar le pui așa. Bine, vine un rând la berle jos, dublat. Ăsta e primul rând ce se bate. Și după aia vine dublat așa în sus, te duci cu ele la trei rânduri. Bine, că acum eu le pun așa fictive, dar cam la 22, cum se lețuiește, cum care cum vrea, dacă vrei să le bați mai des, e mai tare acoperișul. Să se suprapună, cam 3 cm trebuie să fie între ele aici când se suprapună. Nu, cam așa îți vine. Așa e pe biserică. Are și forma, coțul frumos la ele, designul ei normal, că astea sunt pe biserici. No, bine, cine vrea să facă pe... Așa vine... Nu se bate, pe casă numai dreaptă batem. Deci astea la biserici. Pe casă se face rotundă, ia cum am arătat. Vă arăt acum formă, dacă... Îți fac pe ăsta. Ia. Ăsta e ce-ți fac acum, e pe troiță. Modelele astea.
Deci asta e pătroiță. Așa, și stai că îți mai arăt încă. Și asta e cu doi. Ia, ăsta e cu doi și asta e cu trei, pătroiță. Astea vin pe casă, modelul ăsta. Și mai avem așa în veu. Tot pe casă, dacă îi place la om. Bine, am avut mai multe modele. Păi depinde cum, ce lungime vrei. Se face la 30 și la 20 am făcut. Ce comandă îți dă omul? E pentru gard de 30, să zic, e mai scurt la gard. Acoperișul pe ăla. Se face de 50, de 40 bereșul ce vine jos sub tea aici, unde se, cum v-am arătat, unde se bate. Știi că jos la bereș mai vine așa una jos, mai scurtă. Unde, la streșină jos vine un rând de 40. Berleș, așa îi zice. Și după aia apoi se pune pe el. Primul rând se pune de mai scurt, de 40. Un metru jumate înălțime am avut poze, au fost când noi din alte, așa. S-au făcut la morile alea în, la Sibiu, la Astra, la morile alea de vânt. Deci ce a fost, cum a fost acolo, așa o trebuie să le facem. Deci cum le-au recondiționat ei acolo, și dacă a fost de un metru jumate, de tot trebuie să faci. Un metru jumate, un metru 20, dar de un metru jumate am făcut. Vă dați seama ce lemn trebuia să fie ăla să meargă. Păi să-l tai cu drujba, așa rotund, și după aceea îl crept cu săcura. Crepăm așa, dai în două. Deci facem bucăți așa cum sunt astea, vezi? Și astea le băgăm acolo. În... Da, butuci și după aia crepăm în patru, așa cum ăla, cum faci lemne, vezi cum ai acolo. Și din ăla ai văzut cum l-a despicat el aici. Desfăcut. Da, însemna și desfăcut. Aici ai durat. Durat. Da, le durez aici, le finisez normal, nu, bine, dar în termeni finisare aici ai făcut peste tot, unde și până la, la Târgoviște am fost, la Sibiu, la Astra, s-au bătut ranii aici la noi, la muzeu, pe toată zona, toată țara asta am bătut. Și astea nu stăte, vezi, care cu fibră trebuie să tragi mai mult pe ele care să o îndrepti, că dacă nu o îndrepti nu poți bate. Nu se mai așează, tare bine să le faci ca să le poți. Acum e și aici, are nodul ăsta, dacă nu îndrepti, nu mai așează pe asta la altă. Știi că nu o pui aici. Se ridică, nu mai facem... Păi trebuie să o iei să o faci ca să o poți bate. Deci partea stângă de, văzută de aici de la mine trebuie să fie mai subțire ca asta la altă din coace. Sunt multe. Acum batem cu pistole, cu paier, înainte cu ciocanul, să bate cu toporișca aia de acolo.
Vai, mai îndrept gerunchii ăștia și mai beau niște apă. Nu, beți apă! Apă, apă, de izvor. Apă de la noi, de la munte. De la mine, de acasă.